Salut, prieteni! Astăzi suntem în 28 septembrie 2014. Locația aleasă este Siretul. Acela Siret frumos, limpede, curat. O să încercăm să pescuim cu bățul de muscă, cu toate că din Amonte către Aval bate un vânt ceva mai serios. O să-mi împrăștie musculițele pe firul apei, dar am să încerc să lansez musculițele unde este petroiul acela în apă, la 10-15 metri. Am să încerc, deoarece vântul din spate îmi cam duce musculițele pe curent. O să încercăm. Am să las camera ca să prindă imaginile și o să mergem să pescuim. Intenționăm să prindem din nou pleni. Am revenit, prieteni. Am schimbat acumulatorii deoarece ceilalți s-au terminat. Degeaba mă chinuiam eu cu bățul de muscă din cauza vântului care bate din Amonte. Cum am explicat și în filmulețul trecut, nu pot să lansez. Am vrut să lansez la petroiul acolo, am văzut niște sărituri. Am avut practic și o prezentare, dar vagă. Din cauza curentului, cum v-am spus, din cauza vântului care bate puternic din Amonte și curentului repede, îmi trimit musculițele pe curent. O să schimbăm celălalt băț cu buldo,
Și o să încercăm tot lângă insulița acolo să pescuim. A venit și primul clenuț. Îl aveți în prim plan. Prins la șiragul de musculițe cu buldo. Au o musculiță galbenă. Am să întrerup momentan imaginea pentru că mi-am încurcat și firul. Până descâlcesc firul și până îl montez din nou pe mulinetă. Se pare că m-am înșelat. Aveți un drill în direct. V-am promis că am să dau drumul la cameră când apare ceva. Și am să o las deschisă, să pescuim aici, între stânci. Un clenuț la 100 de grame. Prins la o musculiță având corpul galben. Uitați, să le eliberăm. Să mai încercăm. Am mai avut o prezentare. Să știți că vântul este foarte puternic, nici nu pot lansa. De multe ori mi-aruncă buldo pe mal. Pe malul opus. Îmi pare rău, prieten, că nu am putut să vă arăt mai multe drilluri, să spunem, între ghilimele, deoarece ziua cred că a fost compromisă de la început, desde dimineață. În afară de clenuțul care vi l-am arătat prins aici în zona pietroailor, probabil un clenuț rătăcit. În afară de acesta n-am mai avut nicio prezentare, dar chiar nicio prezentare, atât la bățul de muscă, cât și la bățul cu buldo, cu șeragul de musculițe. Am colindat siretul în aval, cred că 2-3 km, dar nimic. Am revenit la pietrele de unde am pescuit dimineață, sperând să prind ceva, dar din cauza vântului puternic, vântului foarte puternic, care vine dinspre amonte către aval, pur și simplu nici cu buldo nu pot să lansez unde trebuie. Dar nu-i nimic, astea sunt zilele. Sunt zile mai bune, sunt zile mai rele, dar noi continuăm. Eu închei aici pentru că n-are rost să consum filmulețul. Închei aici urându-vă fir întins și nu uitați, urmăriți filmulețele emisiunii Pescuit de Finețe Nord-Est. Pe curând, prieteni! Yeah.